Președintele PNL Mehedinți, Virgil Popescu, în conferința de presă de astăzi, spune că nu este surprins de cei ce acum se pot numi traseiști politici, consilierii județeni PNL care au migrat la PSD. Virgil Popescu este în continuare încrezător în forța politică a liberalilor și a Alianței Creștinii Liberale și amintește că în scurt timp se va schimba roata, iar atunci problema se va pune altfel când vom vorbi despre alegerile locale din anul 2016. Mai mulți consilieri județeni care își vor anunța trecerea la Partidul Social Democrat. Vă ia prin surprindere? Era previzibilă acțiunea dumneavoastră? Nu mai am nimic prin surprindere. Deci, domnul fost președinte al PNL, Liviu Mazil, înțeleg că a optat pentru Partidul Social Democrat. Dacă dânsul crede că își găsește fericirea în cadrul Partidului Social Democrat, îi urez succes în cadrul Partidului Social Democrat alături de doamna Adriana Bădănoiu. Referitor la domnul consilier Picioruș, domnul consilier Picioruș a făcut campanie pe NSCD-ul numărat de mult alături de noi, a plecat cu domnul Mazil, iar doamna Oana Biribuiu nu s-a implicat absolut deloc în nicio campanie din 2012 încoace, în afară de cea locală. Deci nu avem nicio pierdere, sunt plecări la care mă așteptam, ca de altfel și plecările de primar care au fost, plecări de primar care nu au tras pentru Partidul Național Liberal. Deci asta este, unii consideră că trebuie să ducă toți la putere, sunt foarte curios în 2016 la alegerile locale ce o să facă, cum o să bată pe listele de la Partidul Social Democrat, mai ales că vor pierde alegerile prezidențiale de anul acesta și roata se va schimba și atunci o să discutăm și noi altfel.